Un gând pentru astăzi. Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă. Matei, capitolul 14, versetul 22. Înainte de lăsarea serii, Iisus îi trimisese pe ucenici să treacă de partea cealaltă cu corabia. Pe mare s-a pornit o furtună cumplită, iar ei vâsleau din răsputeri să ajungă pe cealaltă parte, însă vântul le stătea împotrivă. Pe la a patra strajă, după câteva ore în care s-au luptat cu valurile, a apărut Iisus la ei. Sunt câteva lecții pe care le putem învăța de aici, referitor la furtunile care se abat asupra vieților noastre. Prima lecție. Iisus este cel care uneori ne duce în mijlocul furtunii. După cum vedem în verset, Iisus a silit ucenicii să plece pe mare. A doua lecție. El se roagă pentru noi când trecem prin furtună. Versetul 23. Citez. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage. Am încheiat citatul. Ce har să știm că atunci când suntem în mijlocul furtunii, Iisus se roagă pentru noi. Și a treia lecție. El va veni la noi în furtună. Va fi alături de noi. Versetul 25. Citez. Iisus a venit la ei umblând pe mare. Am încheiat citatul. Iisus umblând pe mare a arătat care stăpânire asupra mării, vântului și furtunii și că deține controlul deplin. Putem avea încredere deplină în el. Furtuna uneori este pentru corectarea noastră și avem cazul lui Iona sau pentru întărirea credinței noastre și în cazul ucenicilor. Dacă și tu te afli în furtună, chiar în aceste zile, Iisus îți spune: Eu sunt cu tine, nu te teme. Domnul meu Iisus, îți mulțumesc că tu ești lângă mine în furtună. Amin.